bine să cred. Așa, controle, era cu 7-8 controle, intra la creier, analize de sânge. El a mai avut ceva probleme de inimă, sper să nu fie mai rău. Situație critică. Designerul Cătălin Botezatu a fost internat într-un spital din Turcia cu probleme mari de sănătate. Și mai grav este că Bote este singur în aceste momente cumplite și parcă mai speriat ca niciodată de ce a aflat până acum de la doctorii de acolo. Înainte să ajungă în Istanbul, Cătălin a postat un mesaj terifiant pe Facebook. Un mesaj care a îngrozit pe toată lumea. În cele mai grele momente, acum ale vieții mele, am fost singur. Pe lângă problemele de sănătate, Cătălin este și cu moralul la pământ. Sunt atât de trist. Iar prietenii lui sunt extrem de îngrijorați. A spus că era în analize, face controle, era cu 7-8 controle, era la creier, analize de sânge, un pic de toate. A spus că nu se spune în fășoară. El a mai avut ceva probleme de inimă, sper să nu fie mai rău. E bine că este la o clinică acolo și știu că sunt destui specialiști care îl vor face bine, îl vor îngriji așa cum trebuie. Nu vine să cred. Oricum, e posibil să-i fac chiar o vizită zilele astea. Poate simpla mea prezență o să-l încurajeze sau o să-l ajute să depășească acest moment critic. Cum se simte Cătălin Botezatu, îți spune în exclusivitate chiar el. Imaginii surprinse astăzi cu designerul în clinica din Turcia, dar și informații cutremurătoare de la doctorii care îl tratează, afli mai târziu doar la Acces Direct. Cătălin Botezatu a ajuns la capătul puterilor. Internat de 2 zile în spital, designerul parcă nu înțelege ce se întâmplă cu el. Medicii i-au făcut deja mai multe teste pentru a afla de ce suferă. Are mari probleme cu tensiunea, care nu se stabilizează la valori normale. 19-10. Cătălin pare din ce în ce mai îngrijorat pentru sănătatea lui. Speriat, cere să-i se ia din nou tensiunea, însă rezultatele sunt și mai îngrijorătoare. Mai multe informații șocante despre starea de sănătate a lui Cătălin Botezatu aflați mai târziu în exclusivitate la Acces Direct.